Salutare oameni faini și bine v-am regăsit la un nou episod de Overmuch Competitiv, de data asta cu Nenea Lucica. Am jucat un match înainte de ăsta absolut demențial, am revenit la 3-0 și am jucat Lucica. Problema e că nu l-am filmat, că am zis, bă frate, ăsta e un match super spart, am pierdut gen primele 3 puncte în sub 2 minute per total. Deci mă gândeam, bă frate, e clar, e blănărie totală. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să plăzniți și voi butonul de licheu. La 200 licheuri suntem super mega forță. Plus că mă joc totuși cu un alt campion. Deci și ceva. Și nu mă pot juca cu Marcy pentru că nu știu să o joc. Ce nu prea îmi place e că avem Symmetra. Symmetra e de două feluri. Chiar dacă asta are skin și chestii și man. Ori super super bună, ori super super bătă, da? Niciodată la mijloc. Să vedem asta joacă în mod normal Symmetra. Dar care era? Jordoge. Opa. Jordoge. Da, cu siguranță nu-i main de Symmetra. Bine, nici eu nu sunt main de Lucica, dar da. Sper să meargă mai bine. Oricum, în teorie, cu campionul ăsta mă știu juca, adică pot să dau și damage. Am și ultima taia care e genială, am heal-ul ăsta pasiv, ceea ce îmi place extrem de mult. Ah, deja a murit Harambe, nice. Îmi place că am heal-ul pasiv și nu trebuie să fac mare lucru, știi? Adică trebuie să fiu doar pe fază să nu mă umfle. Când să ăștia super low să dau un E și aia ai. Oh, mamă, ce m-a pleznit. Bine, o să fie destul de greu în cazul în care echipa adversă e super bună. Și în cazul în care echipa mea nu-și face treaba, știi? Adică, na. Că până la urmă contează extrem de mult ca echipa mea să joace bine. Mai ales în ideea în care eu sunt un fucking healer de casă. Băi, gras bulangiu. Opa. Le-am dat la ăștia să știi că am sound barrier-ul. Îmi place că ăsta are și un pic de damage, adică spre deosebire de... Opa. Mercy cu care nu prea poți să faci tu gen damage. Cu asta mi se pare că sunt mai util. Într-o oarecare măsură. Holy fuck, ce fain le-o dat-o. Dacă reușea să pinuiască măcar healer-ul sau ceva. Cred că ar fi fost mai pont. Trebuie să mai joc cu Lucica numai cât să-l învăț. Opa. Încât să-l pot juca super ok. Că se mai întâmplă de multe ori să fiu oarecum nevoit să joc suport. Cum a murit să moară Franța? A, sincer nici nu l-am observat pe ăsta. Da, uite, vezi? Uite, la faza asta recunosc. Symmetra a pus un... opa. Un teleportator super șnacher. Coie, i-am dat pumnul în șlubă. Barrier destroyed. Aia înseamnă că te omor. Nice. Încerc să-l țin în viață și pe nenea Genji. Mă, e cam greu să le fac pituati, uei! Grasei. Ha, bă, frate, bă, cum, bă, mă prinde, mă, dă-l, mă, dracu. Au rămas la fel de infect și de buguit. Cucul ăsta. Băi, șobolane. Băi, celor aș... oh, nice, l-am ars. Namaste. I need healing, namaste. Hai, coi, că vin. You need healing, dar gândește că am și cooldown pe healing, nu mă zic. De asta e fain când ai doi healeri, că na, dă unul heal, după aia până îi se face cooldown la alt, dă la alt. Oh, ce frumos era dacă îl împingeam. Dar oricum cred că o sărit în gârlă. Oh, fuck a didu. Amă, chiar cu ăsta pot să arunc mai mult deodată în gârlă. Mamă, ce bastet mi-a dat să-mi dea. Uite, din nou, la Symmetra, faza cu shield generator, eu nu știam până acum ceva timp. Țin minte că era numai heal-ul,
teleportator într-o perioadă. Nu știu dacă o băgat ca și un update la Symmetra sau era și nu știam eu. Pur și simplu. Și mă joc jocul ăsta gen din sezonul 2-lea. Chiar dacă jocul l-am cumpărat din primul sezon. Bun. Nu l-am jucat în primul sezon ranked. Că pana... În primul sezon, practic, eu îmi făceam level up. Că numai de la level 25 sau 30 ceva în genul poți să te bagi la competitive. What the fuck? What the fuck? Gen, nu știu dacă se vede, dar... What the fuck? Să moară Chico. 11 kills, gold, 0 deaths. Bravo. Hai că meciul ăsta am fost DJ. Gata că ar trebui să ne zicăm mai lejer pentru că, na, dacă n-au ceva cum am avut noi Symmetra să se teleporteze, îi torpilăm rapid. Detect Junk Rat in attack. Don't jinx it, Sanya. Adică nu m-am prins. Junk Rat e bun pe atac, e super bun. Părerea mea. Să zicem ce menuri au ăștia. 32 de ore pe Soldier, ești bun. 14 Mercy. 4 ăsta. Mamă, dar ce de main de Mercy, ești nebun? 3 main de Mercy. Noi câți avem? What the fuck, avem 2 main de porci. 2 de harambe. Și nici măcar un suport main. Ok. O să încerc să văd dacă reușesc să fac ceva mai mult jucând suport. Da, m-aș mira. Adică nu mi se pare că știu să joc suport atât de bine cum joc alții, gen. Aici cu suportul poți să cari un match. E super important suportul în jocul ăsta, în ideea în care îți cam ții cu echipieri în viață dacă știi să joci bine un Lucio sau un Mercy. Bine, și Ana, numai la Ana e mai nașpa că trebuie să țintești ca să dai heal-ul. La Mercy și la... What the fuck? Au baston din nou. Campionul cu 2 IQ. Dacă ai 2 IQ poți să-l joci. Știu că sunt mulți la care nu vă convine chestia asta. Pe bune, trebuie să stai într-un loc și să tragi. Adică trebuie să stai pe loc și să tragi. Nu e mica. Super special, dar este bine. Mamă, ce urât m-a bătut asta. Ăla mi se pare cel mai plictisitor campion dintre toți campionii din jocul ăsta. Și cel mai penibil. Și nu cum zicea cineva, bă, dar de ce ai zis că e slab Bastion? N-am zis că e slab, am zis că e campion pentru copii cretini. Adică ai și heal, ai și 6 milioane de glonții, că numai stai pe un loc, ca un ratat, și tragi în continuu. Cum face asta, de exemplu? Noroc, a murit acum și-o belit-o. Bun. În teorie ar trebui să fie gata aici. Dacă nu, oricum îmi încarc ultimata și cam zdrobim între timp. Eu mă vedeam lângă el. Ok. Nu eram lângă el, aparent, eram în fața lui. Chica, și gata. Ok. Aparent am câștigat 2 meciuri la rând cu healer. Deci, probabil că o fi mai important să fac numai medalie de aur la heal. Nu fi important să fac și la hero damage, și la elimination, și la objective elimination, și la objective time, cum fac de obicei cu, nu știu, Junkrat sau alți campioni. Ce manevră le-a făcut ăsta, ești nebun? Holy fuck. Dar vedeți, uite, chestia asta pe mine mă enervează super tare. Când stai pe loc, turetă și tragi în continuu. Deci la Genji, ce-a făcut așa special? Hero damage. Ok, să zicem. Deși nu mi s-a părut cine știe ce. Bun. Cred că o să urmeze o perioadă în care o să rup suportul. Până mă enervez foarte tare că n-am o echipă decentă. Dar în principiu o să-i dăm și cu Lucica din când în când. Junkrat, Mei. Și problema vine pe atac. Nu știu ce să-mi iau acum pe atac. Înainte mă jucam Fera. Tracer, bine, nu mai am cum să mai joc Tracer pentru că mor dintr-o bucată
De multe ori mori când îi atrag la plezneală și te plezi în mega bulan în lebenț, adică tu te plimbi pe acolo, parte, îți scap, ai murit. În fine, o să vedem. Cam asta a fost episodul, mersi fain de vizionare, tot în gold spre silver acolo. Nu o să mai intru sezonul ăsta 100% în platină, numai dacă aș sta vreo, să zic câte zile mai ies din sezon. 4 zile, uite, dacă aș sta 4 zile în continuu să mă joc bine în continuu, să zicem 10 ore pe zi de Overwatch, ar exista o posibilitate în cazul în care îmi prind o serie din aia mega win-uri, că trebuie să ajung la 2700 parcă. Tire Legend. La 2500? Nu știu ce avem impresia că la 2700 e platina, dar în fine. Deci la 2500 dacă aș reuși să ajung, aș intra în platină, dar nu-i cazul sezonul ăsta. Cam asta a fost episodul, să aveți o zi super faină, salutare!